dulcețuri și gemuri, siropuri, compoturi și vișinată, toate din pasiune. Are 64 de ani și spune că a început totul în urmă cu 6 ani. Acum, cu ajutorul familiei, are și un profit frumușel. Georgeta Speriatu spune că se consideră un sprijin pentru gospodinele care nu au avut timp să facă provizii pentru iarnă, dar își pot umple cămara cu bunătăți bio. Șerbet de fructe de pădure. Am aici cătina de pădure și cu zmeura. Aici am merișoarele de pădure de munte și cu zmeura. Și vă uitați la legume, da? Borcanul acesta conține zmeură și merișoarele de munte. Acesta conține cătină și cu zmeură. Aveți o rețetă mai deosebită? Nu, sau? Rețeta proprie. Rețeta din bunici de șerbet. De cât timp faceți treaba aceasta? De 6 ani de zile fac aceste produse. Doar dumneavoastră, familia dumneavoastră? Da, numai eu. Eu cu bărbatul meu, bărbatul meu se duce pe munte după fructe, după mugurile de brad, după merișor, afine, zmeură, tot ce conține cimbrișorul de munte, eu le prepar. Nu doar dulceața, compotul și murăturile sunt pasiunea sa, ci și palinca de pere, condimentată, măgulitor de gustoasă, cu arome fantastice, elegantă, corpolentă și cu gust ce durează. Palinca din pere este cea mai cea. Ce aveți aici? Aici tot palinca de prună, palinca de pere, vișinată, totul cu vișine în el. Aici tot palinca de prună și palinca de pere, două feluri de palincea, lichior. De nuci verzi cu nucile în el. Ce conține? Spuneți-ne. Lichiorul de nuci verzi conține zahăr, palincă și nuca verde. Care se face lichiorul, se face cu zahărul care se lasă la macerat. Lichior de afine, același compoziție cu afinele în el. Totul e cu afinele în el. Lichior de cireșa mare. Tot cu fructele în el, absolut tot. Iar mălinata, care v-am spus că e la sticluțe mici, sunt și la sticluțe mari. Bun, asta în ceea ce privește băuturile... Băuturile alcoolice plus butoaie cu palincă. Folosind fructe de cea mai bună calitate, Georgeta Speriatu din Novaci reușește să impresioneze prin rafinament cu produsele sale bio. Palincă de pere, da? Palincă de prune, zmeurată, da? Afinată, cornată și mălinată. Mălinata din ce este făcută? Mălinata este făcută din măline, cântat dolănesc, cu frunză verde de mălin, un pom sălbatic, cireșul amărui, dar mult mai amărui și mai aromat decât cireșele amare. Deci cele sunt roșii, da, ele sunt amărui. A spus și au un gust plăcut. Cornată, da. Din ce este făcută? Cornata din coarne. Coarne sălbatice. Văd că aveți și fructe acolo. Da, totul este cu fructe. Tot ce fac eu, cel produc și lichiorurile, toate le am cu fructele în ele. Cât de greu este să faceți? Vorbim de vișinate, de cornate. Este foarte greu. Toate fructele și toate siropurile și dulcețurile se fac la coacerea fructului respectiv. Când... A pornit de la pasiunea pentru dulce și a ajuns acum extrem de căutată în zona de sub munte.